Luni seară, pe 17 mai, la sala Ion Caramitru a Teatrului Național Ile Caragiale din București, a avut loc Gala Uniter 2024, un eveniment marcant pentru lumea teatrului românesc. Printre momentele de glorie ale serii s-a numărat și câștigarea premiului pentru cel mai bun video design de către Mihai Nistor, un talentat videotehnician al Teatrului Municipal Matei Vișniec din Suceava. Premiul a fost acordat pentru munca lui Nistor la spectacolul Antologia Dispariției, o producție complexă ce se bazează pe proză feminină contemporană. Spectacolul, realizat în colaborare cu Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași, a fost apreciat pentru inovația și originalitatea proiecțiilor video, filmărilor și mappingului, contribuțiile lui Mihai Nistor aducând un plus de profunzime și impact vizual. La ceremonia de premiere, Mihai Nistor a fost felicitat și aplaudat cu căldură de către regizorul Tudor Giurgiu, cel care i-a înmânat premiul, dramaturgul Matei Vișniec și managerul Teatrului Municipal Matei Vișniec, Angela Zarujanu, toți aceștia fiind mândri de recunoașterea talentului și muncii depuse. Bună seara, mulțumesc frumos, mulțumesc Radu Afrim, mulțumesc Teatrului Național din Iași, mulțumesc întregii echipe din spatele spectacolului Antologia Dispariției, a fost un proiect super cu care mă mândresc în continuare. Mulțumesc Universității Naționale George Enescu din Iași și în special lui Andrei Cozlac, domn profesor. Îți mulțumesc. Vreau să-i salut și pe colegii mei de la Teatrul Matei Vișniec din Suceava, unde sunt angajat ca tehnician de scenă, deci bănuiesc aș fi, cred că, printre primii tehnicieni care au acest premiu. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc familiei mele care îmi este tot timpul alături. Pentru mine ei sunt adevărați eroi ai poveștii mele. Vă mulțumesc, o seară bună! Alți nominalizați în aceeași categorie au fost Andrei Cozlac pentru videomappingul din spectacolul Alice in Wonderland al Teatrului pentru Copii și Tineret Gulliver din Galați, precum și Cosmin Stancu pentru contribuția sa la spectacolul Cum s-a măritat maimuța și a luat casă și a găsit fericirea în Orlando, de la Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe, bazat pe povestiri de Ciuc Palaniuc și regizat de Dragoș Alexandru Mușoiu.